Sunt Mihai Gabriela din satul Ierbiceni, comunul Ierbiceni. Și suntem o familie de 10 persoane. Eu sunt din Totoiești, din sat. M-am căsătorit aici, în Ierbiceni. A fost casa părinților, soțul meu. Dar am stat cu dânsul la un loc, am stat foarte mult. Are 4 ani de când eu plecat de aici. Era acoperită cu țâglă, nu aveam geamuri. După ce a murit soțul meu, am pus geamuri. Era foarte rău. Dar pentru mine e mai greu că sunt singur acum și... Lumea asta mică nu era încă născută, luna aceea. Într-o dimineață s-a sculat și a scăldoare capul. Dar nu a zis că e rău așa, s-a pus în pat. Am zis, mai stai în pat, trebuie să duc la pădure, la lemne. Și s-a băgat în pat și când s-a sculat era deja paralizat de jumate. Și-a plecat la spital și nu, a făcut un atac și cerebral la cap. A fost permanent, a fost și plecat și în altă țară. Dar fiind mulți, mai mult pentru copii și făcă decât casa de, pentru noi. Mai am norul de băiatul de 18 ani, că îl am acasă și el, cu animările, când am luat o văcuță. Mi-a plăcut de un măzușor, le-am luat, parcă era jucăria lor, l-a luat. El, de când a murit tata, el cel mai mare, a comentat așa într-o depresie și foarte... Și nici nu, în camera asta unde stau, nu vrea să intre deloc acolo, să teme, nici ziua. Da, el mai pleca cu dânsul, l-a ajutat la animări, da, și... A fost chiar când a murit, el n-avem deloc lemne, așa. Chiar deloc n-avem, eu atunci de asta vreau să plec. Și am făcut cât de cât așa bani, m-am zis că bucătăria și camera asta ca să stăm la iarnă. Dragii mei, de aici la biserica Spitalului Cuza Vodă din Iași am mai pregătit o blubă cu daruri pentru copiii sărmani, pentru cei mulți uitați, fără tată, fără mamă, cu 7, 10, 12 frați acasă, copiii noștri sărmani, copiii noștri dragi, aflați în proiectul Grăunte de Iubire de Nașterea Domnului. Costică și frații reprezintă doar 9 din cei 10.233 de copii. Haideți să-i ajutăm, haideți să-i dărâm iubire, să fiți binecuvântați, Doamne ajută!